Tu ai ghiozdan la școală? Da. Le-am zis. Îi rup ghiozdan. Unul din trei copii e nevoit să aleagă între rechizite, haine și mâncare. 6 din 10 din copiii din mediul rural merg pe jos la școală. 4 din 10 copii adună absențe pentru că trebuie să lucreze în gospodărie. Iar noi ne întrebăm, de ce educație? În 2003 s-au născut în România 212.459 de copii, iar la examenul de bacalaureat din anul 2022 s-au înscris doar 126.000. 85.000 de copii s-au pierdut. În 2007 s-au născut 214.728 de copii, iar la examenul de capacitate din anul 2022 s-au înscris puțin peste 155.000. 60.000 de copii s-au pierdut și noi încă ne întrebăm de ce educație. Educația nu este pregătirea pentru viață. Educația este viața însăși. Vara acestui an am făcut tabere de zi la peste 2000 de copii, le-am oferit distracție, le-am oferit bucurie și am încercat să le facem vacanța mai frumoasă. Dar mă gândesc la un lucru. În septembrie începe școala. Toți acești copii sunt din medii defavorizate și pe lângă distracția care i-am oferit-o, dacă am putea să le oferim și un penar, un caiet, să le punem un ghiozdan în spate și să-i trimitem la școală, ar fi cel mai frumos lucru pe care am putea să-l facem pentru acești copii. Distracție și educație. Ai ghiozdan nou pentru anul ăsta? Tu ai ghiozdan la școală? Da. Le-am găsit. Eu rup ghiozdan. Îți dorește un ghiozdan al tău. Cu tot ce trebuie. Ești în ghiozdan nou? Da. Câți frați ai, Matei? 10 cu totul. Crezi că mama cu tata o să aibă? Să-ți cumpere un ghiozdan? Nu. Pentru foarte mulți copii din medii defavorizate, din medii rurale, singura șansă ca ei să reușească în viață este aceea ca ei să urmeze o școală. Din păcate, nu toți au acces și nu toți au posibilitate să urmeze un ciclu școlar, nu toți au posibilitate să dea la un liceu sau la o facultate și în acest sens, în cadrul organizației Misiunea Generației de Mâine, venim cu proiecte care să sprijine asemenea copii. Sunt copii talentați care au nevoie de noi. Iar prin proiectul Școală și Viitor, respectiv prin campania Echipează un copil pentru școală, ne propunem și anul acesta să adunăm ghiozdane complet echipate care să ajungă la rândul lor la copii care să poată avea un acces mai bun la școală și la educație. Trimite până pe data de 10 septembrie pe adresa organizației un ghiozdan complet echipat. Provoacă la rândul tău și o altă persoană care știi că a reușit în viață datorită educației și în felul acesta vei ajunge alături de noi să sprijinești un copil pentru anul 2022-2023 să poată ajunge la școală. De asemenea, poți susține acest proiect și cu resurse financiare. Costul unui ghiozdan complet echipat este de aproximativ 150 de lei, respectiv 30 de euro. Te provocăm pe această cale să fii alături de noi, să susții atât material sau dacă ai posibilitate financiar, donând cu specificația Echipează un copil pentru școală. Și în felul acesta, noi de aici, împreună cu tine, cel care ne urmărești, să reușim ca noul an școlar să trimitem copiii cu un ghiozdan nou la școală. În felul acesta vom contribui cu toții la o generație nouă, la o generație cu perspective noi. Te provocăm să fii alături de noi, școală și viitor. Echipează un copil pentru școală. Thank you.